locuința lui. Și a zis, acesta este locul meu de odihnă pe vecie. Voi locui în el, căci l-am dorit. Îl voi binecuvânta și cred că toți avem nevoie de binecuvântare. Dacă este cineva care nu are nevoie de binecuvântare, eu l-aș ruga să ridice o mână sus. Dacă nu, cu toți avem nevoie de binecuvântare. Și haideți să venim în locul acesta. Domnul va da binecuvântarea din locul acesta. Ceea ce mai spune mai jos cuvântul, sunt multe promisiuni ale Domnului și v-aș ruga până la sfârșitul acestui psalm să le citiți acasă. Sunt cuvinte minunate. Sunt cuvinte care ai nevoie și tu și eu de ele. Domnul va da binecuvântare și viață veșnică celor care îl caută cu toată inima pe el. Aș dori, de asemenea, să redeschideți Scripturile, 1 Corinteni, capitolul 14, în versetul 26 se dezleagă ceva. Ce este de făcut atunci, fraților? Și aici vreau să fiți foarte atenți. Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tâlmăcire, toată să se facă spre zidirea sufletească. Și acum sunt foarte mulți care, în concepția lor, foarte mulți, vreau să spun, oameni care cred sau n-au reușit să realizeze că, într-adevăr, locașul pe care Domnul l-a dorit, locul de închinare în care Domnul își găsește plăcerea, nu este un loc al nostru. Noi ne regăsim în el, cu toții. Aici nu este vorba despre cineva care caută interes. Interesul nostru, al tuturor, este să ne unim pentru a ne salva sufletele noastre. În primul și în primul rând, ăsta este scopul pentru care venim în locul acesta. Și dacă se poate, pe cei din familiile noastre și pe cei de afară să-i aducem, ba chiar să-i silim dacă se poate. Nu putem să abuzăm. Dar vă rog să fiți foarte atenți. Când vă adunați la oaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învățătură, altul o descoperire. Deci, când vă adunați, dacă Apostolul Pavel a prevăzut acest aspect, că este bun, când vă adunați, și haideți să ne adunăm, ca Domnul să poată să lucreze. Și sunt câteva indicii aici. Ce avem noi de făcut? Unul o cântare, altul o poezie, toate spre slava lui Dumnezeu, bineînțeles. Trebuie să fim foarte atenți, căci în momente în care Domnul te binecuvintează și îți dă un dar, ar putea să te pască un pericol în spatele acelui dar, nu cumva, să fii foarte atent tu cu tine însuși și eu cu mine însuși, să alunec în vreo greșeală mare, care ar putea fi ceva de genul vedetism, adică să devii vedetă. Nu asta te-o chema Dumnezeu și nu dorește El asta de la tine, să fii vedetă. Ci El dorește în smerenie. Vrea o inimă deschisă, vrea un cuget. Vrea ca tu să lucrezi pentru El. El îți dă viața, nu ți-o dau eu și nu mi-o dai tu. El îți pune dorința aceasta în inimă și când Domnul toarnă acolo numele Lui, am dorit cu toții să fie proslăvit și înălțat în mijlocul nostru. Domnul să binecuvinteze pe toți acei care au pregătit astăzi o cântare, așa cum ați auzit versetul, o învățătură. Toate să se facă cu rânduială și spre zidirea sufletească. Domnul să binecuvinteze, pregătim cu toți o cântare.